o explozie de butelie la un apartament în Recășdia. Ce, și pacienta? Pacienta e în stare de 80% iarsă. Puteți spune câți ani are? În jur de 47 de ani. Și unde va fi dus-o? Nu știm exact, spre Spitalul Județean Arisa, de acolo nu știu să vă spunem exact care e direcția de... Numele dumneavoastră? Neda Ion, ambulanțier. Mulțumim! Nu pot, mi-e greu. Ce s-a întâmplat? Veniți la mine, că vă spun. Nu, spuneți. Haideți, spuneți. S-a întâmplat un eveniment nedorit și neplăcut pentru cei care locuim la blocul ăsta. O vecină de jos a avut tendințe de multe ori să se sinucidă și de data asta am făcut-o, dar nu a reușit nici de data asta să se sinucidă. Însă ne-a afectat pe noi destul de mult celelalte apartamente cu exploziile care a avut, suflu gazului, ușile le-a afectat, ferestrele tot și mobila, bineînțeles, le-a fumat. Deci pe noi ne-a afectat cel mai mult fumul care a ieșit și suflu gazului după ce a fost aprins. Și se pare că ea l-a prins intenționat după ce a dat drumul la gaze. Probabil în starea aia de beatitudine sau de amețeală a prins un chibrit, a luat foc și suflu, bineînțeles, că și-a făcut. Ce știți? Probleme de concubinaj. Are un concubin cu care e certată de 2 zile, a părăsit-o și atunci a ajuns în momentul în care să nu mai aibă încredere în nimeni și nimic și s-a viața. Și soră s-a pățit cam același lucru, tot la fel a pățit și soră, așa că... Câte locuințe sunt aici? 4 locuințe sunt aici. Toate sunt afectate? Unele în mai mică măsură, unele în mai mare măsură. Deasupra apartamentului, bineînțeles că e afectat în proporție de 75%, cu tot cu ce trebuie să facă, al ei 100% și la noi proporție de 10-15-20%, cam așa ceva. Ușile prin care ni le-a smuls din balamale, ferestrele care s-au spart datorită suflului, cam asta au fost, cam asta ar fi bilanțul. Bine, nu sunt specialist în a face un bilanț în ceea ce s-a întâmplat și cum a fost. O persoană, că fiecare stăm câte doi. Stăm câte doi. Ceilalți care avem plecat, sunt pe la oraș și mai vin din când în când pe la noi. 4 familii. Totul este spart, geamurile, termopanul, ușile, ușa de la intrare, laptopul, televizorul. Ce v-a distrus din casă? Numai ușa de la intrare în apartament și între camere ușile. La noi nu stăm acolo. Aici e un pic mai mult și jos, e dezastru. Jos? Unde jos? Aici unde a fost. Nu simt, unde a simțit? Am simțit mirosul buteliei, nu? Și am ieșit afară din casă și aici am stat puțin și eu ne-am alarmat să o tragem pe ea afară. N-a ieșit și eu am plecat cu ei forțat, după bloc, când ne-am gândit că se întâmplă ceva. Și norocul nostru că nu a picat pe noi. Nu sunteți de aici, nu? De unde sunteți? De la? Te vrești. Trebuie să vină criminalistul. Haideți și dumneavoastră afară, nu-mi tratați încă. Deci, nu pot să îi dau o nu pot să mă fac.
De la TVR. Ce s-a întâmplat? Ce? Era o explozie de butelie. Persoana respectivă a mai avut tentativa. Este a doua, a treia tentativă. A doua este cu gaz, cu butelie. Anul trecut, mai în toamnă, tot așa, am simțit gaz pe coridor și am bătut la ușă, n-au răspuns, am sunat la concubinul ei, a venit concubinul de la Oradița, a intrat în ușă pentru, a intrat în casă pentru că are ușă metalică și noi n-am putut intra, a intrat și a oprit gazul și am deschis ferestre și nu s-a întâmplat nimic. Și acum s-a repetat. Ea este o femeie bolnavă, cred că mental, pentru că consumă foarte mult alcool, ia medicamente de liniștire și probabil într-o stare din asta de depresie, se pare că a deschis butelia și a avut două butelii, se presupune că a mai avut o butelie în cameră, ar fi deschis și butelia respectivă și cum s-a întâmplat mai departe, nu știm. Da, și-a prins țigara, a intenționat, a aruncat chibritul. S-a întâmplat explozia. Ce s-a întâmplat? Și la dumneavoastră ce s-a întâmplat? La mine s-a întâmplat ușile, de, balconul de termopan complet distrus, geamurile, bucătărie, geamul de la sufragerie complet distrus, geamurile de termopan de la baie toate distruse, plus avariile, toată casa afumată, ușa de la intrare complet scoasă din balamale. Ce să vă mai spun? Sunt... Casa evraiște, ce să vă spun, sunt foarte, foarte năcăjită și nici n-am puterea să vă mai relatez. Ușa și la ei două geamuri de termopan și plus avariile de pe coridor. Să primați. Avariile... În partea aia a fost mai mare suflu, noroc a fost balcon și nu a putut flacăra să vină. Ce să faci? Ține frate-s-o și el are vreo 5-6 magazine în Oradița, metală, chimice, complet de alunare, dar nu este legal. Pe noi sus, pe vecini, cu ușile, cu toate cele, nu trebuie cineva să despăduvească. Noroc că eu i-am oprit pe ăstea să dea cu apă, că distrugea toată camera de asta. Ce s-a întâmplat? Sub unitatea secției de pompieri Oradița a intervenit la incendiu în localitatea Răcășdia. Incendiu se manifesta la un apartament de aproximativ 40 de metri pătrați. Incendiu a fost provocat de o explozie. Deocamdată nu știm sursa exactă. Urmează să se facă o expertiză și... Avem o victimă de sex feminin, în jur de 43 de ani, cu arsuri. Mai mult nu pot să vă spun, nu știu. Ce despre pagube? Pagube, ars, tot, dormitoare, eu știu, bucătărie, baie, tot. Celelalte apartamente? Celelalte apartamente au fost salvate, au ars doar ușile, au fost împinse, aruncate înspre exterior și geamurile. Și sunt rest, de rezistență nu? Nu avem fisuri, nu avem crăpături, nu este nimic. Numele meu este Crenicianu, Alin. Vreau ce nu.
Nu ce n-a scuturat? L-a scuturat, nu? Nu știu. Bucăria, nu. 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 Nu